Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt. Mă bucur să ne auzim. Discuțiile noastre se referă la opiniile privitoare la piețe și nu trebuie văzute ca recomandări de tranzacționare. Evident, există un risc atașat tranzacționării cu instrumente derivate. Ne uităm la piața de capital din Germania, pentru început, unde pe un grafic daily, aparent, nu s-a întâmplat mare lucru. Dar de îndată ce facem un pic de zoom in, o să constatăm că am avut o mișcare de, de scădere tot mai pronunțată pe parcursul acestei dimineți. Acum, cu greu, am oprit în zona 500 de, de puncte, dar lucrurile par, par avea o destul de pronunțată înclinare descendentă în continuare, chiar dacă avem o corecție pozitivă deocamdată. <coughs> Vedem mult mai multă nervozitate în apropierea momentului Jackson Hall. Mă uitam la ceea ce ar trebui să se vadă acum și pe ecranul dumneavoastră, un sondaj realizat de City în legătură cu așteptările. Uh, pentru conferința de la Jackson Hall, care începe astăzi, dar uh, al cărei moment uh, cheie, obsedant, uh, discutat în, uh, în mass media financiară, este discursul lui Janet Yellen de mâine. Uh, și uh, iată cum este descrisă această așteptare, uh, Overwhelming Expectation of a Dovish Hike Signal. Uh, Aparent e o figură de stil aici, e aproape un oximoron, dovish hike, dar de fapt redă foarte bine ceea ce vede piața. Vede o majorare de dobândă, dar una foarte de, de timidă, deci un singur, un singur pas în 2016 și foarte probabil în decembrie. El în urma să indice această dată drept cea mai importantă. Cum, cum le pare piețelor o asemenea mișcare, cred că nici pentru ea nu erau într, totul, într totul pregătiți însă, traderii. Însă cred eu că riscurile sunt de a vedea mult, mult mai mult decât decât se așteaptă chiar și în urma acestui sondaj. Apoi piața ar aștepta doar puțin peste 50% probabilitate de menționare a unui, a unui pas de majorare a dobânzii și dacă el ar vedea un mesaj de majorare în, în 2016, dar o abordare relaxată, o abordare lentă ulterioară, cei mai mulți văd drept drept câștigătoare piețele emergente în urma unei asemenea mișcări. Cu alte cuvinte, atât piețele valutare, cât și cât și cele de capital din Brazilia, India, China, poate cumva și Rusia, deși soarta sa e mai strâns legată de ce se întâmplă cu petrolul, ar avea de câștigat două treimi consideră că ele nu va schimba limbajul referitor la inflație. Deci nu va aduce în discuție o nouă țintă de inflație, o țintă mai ridicată. Și ne uităm din nou pe, pe graficul pieței germane și constatăm că aici s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat o anumită dizlocare. Chiar și indicii americani, de obicei destul de rezistenți, au migrat, chiar US30 a fost temporar sub 18.440 de puncte sub limita range-ului ultimelor două săptămâni. Nu este o situație izolată, chiar și US500 a pierdut teren, o să ne uităm pe un H1. Să vedem mai bine, chiar dacă limita inferioară în varianta sa agresivă nu a fost depășită, cea de la 2165 de puncte, am avut scăderi semnificative ieri pe seară și astăzi. Din punctul meu de vedere, răspunsul care echilibrează și, și ceea ce am discutat până acum despre scăderi și slăbiciune în piețele de capital, dar și întrebarea referitoare la aur, de ce a scăzut aurul ieri, este o reevaluare semnificativă a așteptărilor referitoare la Jackson Hall și la discursul pe care l-ar putea avea Genetier în acolo. Altfel spus, deja în acest moment, piețele pot să ia în considerare mai serios un, un potențial șoc care să însemne o pronunțată posibilitate de a, majora, de a ridica dobânda chiar și în, chiar și în septembrie. Acest lucru este elementul cheie de monitorizat în perioada următoare și l-aș vedea furnizând în continuare potențial de ajustări descendente în piețele de capital, fie ele din Statele Unite, fie din Germania. În plus, ieri am văzut cifre slabe din piața imobiliară care nu au deraiat entuziasmul referitor la dolar în majoritatea piețelor sale. Uh, am văzut Existing Home Sales la 539 milioane de unități. A fost o surpriză considerabilă, mai ales uh, ținând seama de uh, felul în care s-au raportat uh, recent uh, vâzele de case noi, case, deja, case abia, abia construite. În timp ce existing Home Sales este mai relevant pentru trendul general al, al pieței uh, imobiliare. Bun. Văd câteva, câteva întrebări și câteva opinii aici. Șoc înainte de alegeri în Statele Unite. E posibil o anumită realocare a unor capitaluri, dar nu știu dacă, dacă acesta este elementul principal. Din punctul meu de vedere este o, o recalibrare consistentă a estimărilor legate de, de ce ar putea să facă genătiel în mâine, ce ar putea să anunțe, fiindcă de fapt un banchier central în momentul în care își folosește armele discursive, de fapt face lucruri, fiindcă se angajează și angajează responsabilitatea într-o anumită direcție. Evident, are loc de a se întoarce, cum a făcut o ne amintim Banca Centrală a Elveției la un moment dat, dar în general această marjă de libertate este foarte restrânsă dacă nu apar schimbări majore. Cred că, haideți să trecem la piața germană pentru a concluziona, cred că aici, pe termen scurt, este destul de dificil de creat un pattern deocamdată, probabil că dacă mai stăm... 20-30 de minute o să vedem fie un range, fie, fie o continuare a segmenției descendente. Dacă spargem 510, piața ar putea reveni undeva către 535, mai sus ar fi vorba despre 550, însă trebuie să reținem faptul că tendința actuală este încă și destul de pronunțat descendente. Deci o pauză sau chiar și o corecție. În acest moment o corecție de ordinul a 30-40 de puncte ar fi în dimensiune standard al acestei perioade. Deci chiar și cu o corecție pozitivă, totuși sentimentul meu este că există loc pentru o ajustare suplimentară, având în vedere inerția, inerția optimismului care ar putea fi, ar putea fi zdruncinată în continuare. Din Germania, spuneam, au mai venit date slabe, IFO, mediul de afaceri vede o răutățire acestui indicator agregat la 106,2 puncte. Suntem aproape de valorile cele mai slabe de după 2015. Dar suntem în continuare în termeni absoluti, deci nu în valoare relativă față de ultima perioadă, dar în valoare absolută suntem într-o zonă uh, foarte bună. E, a fost uh, un mic șoc uh, ce s-a adăugat uh, un context general nefavorabil. La trei și jumătate mai avem cere de ajutor de șomaj și comenzi de bunuri de folosință delungată, mai importante, cred în această perioadă, Core Durable Goods Orders se așteaptă un plus 0,4%. Iar pentru cerere de ajutor de șomaj, 265.000. E un indicator destul de relevant pentru evoluția viitoare a industriei acest core durable goods orders. Din piața muncii, cererele de ajutor de șomaj cred că ar trebui să fie în 260-270 de 260 de mii. Dacă ar fi o surpriză, aș aștepta ca ea să fie mai degrabă pozitivă. Deci o valoare sub așteptări a acestui indicator. Mai avem la 5 din un, un PMI în zona de servicii, Flash Services, la 51,9 puncte. În mod agregat, aceste publicări ar putea aduce chiar în vecinitatea lor, deci nu la momentul raportării și poate chiar înainte, ar putea aduce o abordare puțin mai optimistă. Dar, sesiunea din Statele Unite n-ar fi surprinzător să includă și episoade de depreciere și chiar spre final să putem fi cumva mai, mai jos. Mai jos ar însemna și niveluri periculoase, o să vedem imediat pe US30. Pentru piața germană, 490 de puncte prim suport, apoi vorbim de un 450, mai jos 410 și 382, ar fi aproape acoperit gap dar nu în totalitate. Acoperit cu adevărat ar fi pe la un 370. Aici, în zona 500-520, piața ar avea nevoie să, să, se oprească, să nu închidă mai mult de o oră și nu poate cu mai mult de 20 de puncte, deci undeva nu mai jos de 480 de puncte pentru a păstra range-ul. Vedeți? Un range din 17 august încoace. Altfel, abandonul acestei regiuni ar deschide poarta larg unor scăderi ulterioare. Și vreau să ne uităm la US30. Ca și în cazul US500, suntem încă într-un range, dar foarte aproape de la abandona ceea ce ar crea un, un, pericol și mă așteptam ca uh, această presiune descendentă să fie vizibilă, dar cumva mai aproape. Deci undeva joi, seară, vineri, în prima parte a zilei. Uh, poziționarea de pe acum arată, cred eu, o reală, o reală îngrijorare a pieței. Uh, cu alte cuvinte, ce s-ar petrece dacă am vedea pe final chiar înainte de ora 11, dacă am vedea pe final cotații sub 18.400 de puncte. Ar putea să, fie un semnal pentru scăderi viitoare către 260 de puncte. Deci ieșirea dintr-un range foarte îngust și poate profilarea unei corecții mai largi. La fel și în cazul lui US500. Sub 2100 65, am vedea potențial de a merge către 2160 sau 2155 chiar. Uh, înainte de aceasta, probabil că nu, lucrurile nu vor fi uh, ușor abandonate și la limite există o șansă chiar să păstrăm range-ul, uh, însemnând să nu chidem sub 2165 aici sau sub minimele recente, uh, să nu închidem ziua în cazul US30 dar o ușoară spargere cred că e prima opțiune în momentul de față. Bun. în uh, Doviș cu euro la 1,15, lira la 1,35. A, ah, dacă el va fi Doviș, euro va fi la 1,15? Probabil că cel puțin, dar nu imediat. Uh, probabil că va dura câteva zile. Însă dacă... El n-ar fi Doviș. Ne uităm pe un EuroSD, care crește în ciuda IFO-ului din Germania. Uh, EuroSD nu a abandonat ideea optimistă. Pur și simplu nu este ușor să renunțe. Este foarte, foarte îndrăgostit de scenariul ascendent. Uh, iar... Uh, Mișcarea actuală este rapid corectivă într-un mediu, în general, defavorabil, din punct de vedere macro. Deci are o motivație internă foarte puternică, fiindcă IFA a fost mai, mai slab. Ieri date, într-adevăr, sub așteptări din Statele Unite, dar, în general, dolarul a fost privit mai bine pe seama așteptărilor de a vedea cel puțin o majorare de dobândă în Statele Unite. Și uh, cred că dacă euro se rezistă atât de bine în aceste condiții, zona 1.13, un în dovish, care, uh, haide să definim ce înseamnă dovish, care vorbește destul de vag despre o majorare de dobândă, fără să atașeze un orizont de timp și fără să să clar că va fi un astfel de pas anul acesta. Mă îndoiesc că acesta va fi scenariul. Dar acesta va fi un în foarte dovish. Și dacă se întâmplă asta, atunci 1.14 ar fi probabil spart chiar mâine, iar undeva spre luni, probabil cel târziu, în atât de luni spre marți, am fi la 1.15. Iar lira sterlină ar putea ajunge la rândul său departe, nu știu dacă 1.35, dar undeva spre 1.34. 33, 50, 34 vineri ar fi foarte accesibil și nu 35 ar fi de luat în calcul pentru săptămâna viitoare. Uh, el în care să vorbească doar de o majorare de dobândă uh, și să nu promită că aceasta va fi în decembrie, ar ajuta iarăși EUROSD să, să meargă sus ca și GBPUSD, dar cu ceva mai lent. Uh, bun, Ok. Uh, El ar fi trebuit să... bănuiesc că la asta se referă să o facă în iulie când totul, dacă avea de, de făcut uh, un anunț, uh, să o fi făcut în, în iulie când totul era frumos și liniștit, ar pune presiune cu adevărat, uh, nu dacă ar anunța majoritatea de dobândă, ci o ritm mai susținut, ceea ce este foarte puțin probabil. Într-adevăr, sunt uh, ambele aspecte importante. Cred că discuția este, de fapt, în momentul de față, dacă septembrie este un live meeting, dacă ne putem gândi la un astfel de, de pas în septembrie. Și, uh, uh, din punctul meu de vedere, există o posibilitate să vorbească despre așa ceva. Uh, de ce? Asta, în primul rând, fiindcă până atunci vom avea niște date din piața muncii și dacă ele sunt foarte bune, va fi extrem de dificil de apărat, uh, ideea că uh, acum uh, economia în care nevoie de as, un astfel de, de nivel de stimulare. Fiindcă ții dobăzile foarte jos, menții uh, acele trilioane de dolari injectate în, în sistemul financiar nu le retragi, nu le extragi, nu le usuci, nu absorbi această lichiditate. Uh, sună cam ciudat în românește, dar drying up de liquidity e o expresie uzuală. Avem astfel muguri unei inflații viitoare și chiar dacă ea nu își arată deocamdată colții, totuși există suficiente, suficiente motive de a fi deosebit de prudenți în prezent. Din punctul meu de vedere, Fed este behind the curve, fiindcă nu e vorba de a înțelege doar contextul actual, ci de a privi dincolo, peste 3, 5, 10 ani de zile. Bun. Piața germană, din nou, în alunecare și una destul de, destul de consistentă, văd. Vedem în același timp un euro SD care merge spre 1,13. Mai sus avem un 1,13,17 și un 1,13,50 rezistență pe termen de poate câteva ore. Aș vedea piața mergând ușor mai sus, păstrând în linii mari această tendință foarte, foarte blând și monoton, corectivă, deci respectând limita superioară a acestui, acestui range. Bun, haideți să trecem la GBPUSD. Aici am semnalizat un moment important de ieri, era o declarație care cumva a sprijinit direcția ascendentă al irei steline, ne uitam, ne uitam ieri pe, pe aceasta, în jur de Uh, ora 90 a existat niște comentarii ale unui uh, oficial al Partidului Laborist, nu liderul partidului, fiindcă a fi avut un salt exploziv, dar al lui Owen, care probabil că ar prelua și șefia dacă uh, Corbyn uh, ar pierde cârmă. Uh, Corbyn însă rezistă deocamdată, în ciuda multiplelor uh, uh, solicitări de a-și da demisia. Uh, și uh, acesta a spus că dacă ar fi dacă se ajunge la un vot și probabil că se va ajunge la un vot în Parlament, el nu va fi pentru pentru o declanșare a articolului 50, câtă vreme nu am avea și un, un al doilea referendum sau alegeri anticipate pe această temă. Ceea ce în ochii multor a însemnat aceeași idee că, de fapt, liderii politici din, din Marea Britanie nu erau pregătiți, nu, nu, doreau majoritatea lor acest referendum și că vor încerca să, să frâneze alunecarea Marii Britanie în afara blocului european. Uh, e ceea ce a ajutat Lila Strin în ciuda unor publicări mai slabe ieri. Astăzi vom avea la ora 1 CBI Realized Sales, se așteptă o minus 5, având în vedere cum a mers retail în ultima perioadă, îmbunătățirea de la minus 14 s-ar putea să fie și mai accentuată. Să vedem o valoare poate în zona pozitivă sau chiar, uh, sau mă rog, aproape de zero. Uh, trendul este încă valabil. Uh, o să șterg acum această săgeată ne uităm uh, aici către un suport la 1.32 și apoi 1.31.67, dacă este să, să mai alunecăm, dar tendința generală pare a fi una uh, din nou de testarea lui 32.60 și probabil undeva de a merge către un 1.33. Uh, după amiaza, 3 și jumătate mai ales, cred că implică, implică risc descendent pentru lira sterlină. Uh, bun. Mă uit pe niște observații aici. Numai Jean-Claude Trichet se lupta cu inflația în 2008-2009, ducând, ducând Europa în recesiune și spunând că pe el nu îngrișează economia, fiindcă e foarte solidă. Mișcarea aceea a băcii centrale europene a fost foarte controversată și a fost o reversată ulterior. Era vorba pe atunci poate de o evaluare insuficientă a pericolului crizei financiare și de o focalizare exclusivă pe mandatul Băncii Centrale Europene, care are într-adevăr de, de țintirea inflației, dar fără poate a lua în calcul severitatea crizei. În cazul de față, economia Statelor Unite cred că dacă este sub potențial, acum este în primul rând din cauza unor probleme structurale și nu facem altceva decât să oferim, de această expresie, E ca și cum ești cu degetele prinse în ușă și ei analgezice împotriva durerii, dar nu deschizi ușa pentru a scoate degetele de acolo. Nu asta cred că este soluția, nu politica monetară cred că este soluția, ci ea doar câștigă timp. Uh, dar asta este o, o, cu totul altă, o cu totul altă dezbatere. Uh, Banchierii central pot să greșească, cu siguranță o, o luăm serios în calcul și această ipoteză. Uh, de aceea, uneori e nevoie nu doar de, de a te raporta la date cantitative, ci și la uh, informații anecdotice, la a lua pulsul economiei reale, a fi acolo, conectat. Bun. Pentru GBP USD tendința ar trebui să fie una, uh, deci ușor ascendentă, aș spune, pentru orele următoare. Pe termen foarte scurt, nu mi-ar fi simplu să, să aleg, dar dacă aș avea o poziție acumulată anterior, cu un stop loss decent, nu aș fi încă foarte îngrijorat. În jurul lor trei și jumătate, posibilă, posibil o presiune descendentă. Dacă cumva vom fi atunci aproape de linia de trend, ne putem uita și la un suport la 1.3167. Mai jos vorbim de un 1.3120 ca nivel, ca nivel suplimentar de, de suport. mergem la dolar-yen. Aici lucrurile au fost momentan salvate din regiunea 100, dar vedeți cum se tot întoarce, parcă simte că a lăsat treaba neterminată aici. Un indicator al prețurilor în sectorul serviciilor achiziționate de către companii a făcut un salt remarcabil de 0,4% ritm anualizat de la 0,2% anterior. Este este un lucru pozitiv pentru ienul japonez, cum de altfel de ajutor îi sunt și mișcările recente de vânzare din piețele de capital. Avem pe termen scurt un suport la 100,27 și un al doilea la 100,15. Mai jos un alt prag ar fi la 100 și acesta este pragul cheie. A sparge 100 ar însemna că putem merge rapid la 99,80 și într-un timp ceva mai lung probabil spre 99,60 piața pare tot mai puternic orientată către un breakout descendent. Dacă rezistă însă până vine după amiază, m-aș gândi că probabilitatea va fi să mergem invers. Dar până atunci, în continuare, balanța este orientată descendent. Să mergem la petrol. Petrolul WTI. Stocuri ieri, în linia celor de la de la API, anume un, salt al rezervelor de 2,5 milioane de barili. Interesant, așteptările medii nu fusese revizuite considerabil. Dar totuși, totuși cred că șocul nu a fost la fel de puternic. Dacă am fi avut direct raportul DOI, piața ar fi avut o reacție și mai severă. S-a simțit totuși o alunecare și în prezent 46,30% 46-53 rezistă cu greu. Mai jos avem 45-89. Bineînțeles, nivelul rotund de 46, dar și cel menționat anterior și apoi 45-38. Am luat chiar și umbrele, fiindcă sunt relativ utile dacă ne uităm la perioada iulie, de exemplu, perioada unor repere anterioare. Mi se pare că tendința ar putea să fie în continuare descendentă pe parcursul sesiunii de astăzi, dar nu neapărat pentru minutele următoare. Deseori, piața în această perioadă încearcă, poate ca un fel de păcleală, ca un fel de, de respiro, încearcă un ușor canal de trend și nu ar fi exclus ca acesta să continue pe termen scurt. Petrolul este, bineînțeles, extrem de sensibil la zvonuri, estimări, rumori, și piața îl poate, îl poate mișca uneori foarte rapid, cum a fost cu Iranul, atunci Iranul va participa la reuniune, de aici concluzia că va fi de acord cu limitarea producției și... 1,4 dolari pe baril creștere. Dar, ca idee generală, dacă rămânem interiorul acestui ușor canal de trend, s-ar putea să fie un flag, chiar dacă unul extins, și cu potențial ulterior descendent. Dacă spargem 69 deja putem lua la rând nivelul de suport. Rezistența e dată de vârfurile recente și mai sus niveluri mai, mai îndepărtate, cum ar fi vârful local din 24 august. Pentru aur alunecare sub 1330, ceea ce din punctul meu de vedere reflectă o reală reală preocupare vis-a-vis -vis de uh, dobânzi și uh, um, o întărire dolarului, dolarului american pe care am văzut-o în sesiunea de ieri. Uh, dar uh, cu toate acestea scăderea a fost bine ținută sub control. Am mers la... -o. 1322, într-o zonă despre care cred că am mai vorbit. Dacă nu, ar fi trebuit să o facem. Iar iar zona următoare, în cazul în care am sparge și pe aceasta, ar, ar fi, din punctul meu de vedere, pe la 1317. O să pun și aici un un nivel. Am luat, am luat niște suporturi anterioare, am făcut și un fel de regresie vizuală din punctul meu de vedere, însă aici pe termen foarte scurt, aurul nu arată rău, peste 1326 ar putea merge către 1328 și apoi 1329 80. Aici ar fi interesant, sparge sau nu 1330-ul. Fiindcă dacă nu sparge, e un semnal de semnificativă slăbiciune pentru viitor. În această perioadă, un lucru a tulburat din nou liniștea, am văzut mesaje despre o intercepție a unor a unui vas american de către de patru către ambarcațiuni ale Iranului, ceea ce a ridicat temperatura geopolitică foarte mult în apropiere de stântoarea Ormuz. Vă mai amintiți acum câțiva ani când petrolul creștea puternic și toată lumea era cu ochii pe, situația din regiune, când forțe ale Arabiei Saudite intrau în, într-un stat din, din regiune, în Oman, și lucrul acela era perceput a fi un pericol serios pentru stabilitate. Ei bine, e vorba de aceeași regiune, dar de alte state implicate, mult mai, mult mai periculos de data aceasta dar aurul nu a reacționat deocamdată, pentru că nu vede neapărat un incident cu, cu urmări foarte grave sau fiindcă este dominat de evoluția dolarului. Însă asta nu a însemna că nu există pericol pentru un salt ulterior al acestui instrument. Din punctul meu de vedere, este destul de pronunțat și mai ales filiera geopolitică este cea care care poate ajuta aurului în această perioadă. Bun, de USD? un dolar american mai puternic în ultimele ore a limitat cumva, asta s-a văzut mai degrabă în sesiunea de în sesiunea de ieri, a limitat apetitul pentru AUD care însă a revenit puțin în perioada asiatică. O să ne uităm puțin pe evoluția din, din piața de capital din China. Nu este aceasta justificarea, dar cred că e cazul ca din când în când să analizăm și acest grafic. Dați-vă puțin la evoluția din ultima perioadă. 2800 era undeva în mai creu, foarte lent, dar în general un de trend este durabil. A mers dincolo de 3000 de puncte și uh, ultimele zile au fost ca un fel de corecție în, în flag. Putem uita și pe, și pe un grafic al Bloomberg. Uh, e tot un grafic linie, dar se vede ultimele săptămâni a fost un flag față de o mișcare ascendentă. Dar toată creșterea aceasta din uh, ianuarie până acum, pare a fi un flag care să întrerupă temporar doar mișcarea descendentă. Deci uh, avem o compoziție fractală, din punctul meu de vedere, care ne asigură mai degrabă un potențial ascendent pe termen scurt, dar un descendent pe termen mai lung. Și cam asta ar fi și interpretarea referitoare la dolarul australian. Un potențial poate ascendent, uh, având în vedere uh, Apropierea de linia de trend și posibilitatea de a, de a sparge, depinde cum, cum o luăm, eu aș, eu aș merge pe varianta aceasta. Posibilitatea de a sparge linia de trend și de a merge mai sus, nu știu dacă se va menține și vineri această abordare, dar deocamdată este posibil. Însă, pe un termen de, de lung de zile, s-ar putea să existe un risc pronunțat, pronunțat, descendent. Deocamdată, pentru orele următoare, e, cred, egal probabil să atingem și 76,40 și 76,12. Deci o poziție în momentul de față în oricare sens ar putea să fie la un moment dat profitabilă. În cele din urmă însă, datele după amiezei vor fi centrale. Și dacă depășim 76,40 avem poate un 76,50 și 76,63 suportul ar fi 076 și 7584. Suntem curioși în privința NZDUSD, care, potrivit discursului nu foarte dovish al lui Wheeler, guvernatorul băncii centrale, a primit o doză puternică de energie și se adună tot mai mult în apropiere de 7340. Va avea energie să spargă acest nivel. Cred eu că uh, graficul ne spune că da, uh, acum USD-ul bate din nou în retragere, vârfurile comentariilor uh, hawkish uh, par a fi trecut și s-ar putea să fie câteva ore un sweet spot pentru un NZD, dacă spargem 73.40, ne uităm spre un 73.60, apoi chiar 73.85. După aceea, o să, fim, o să fim atenți în sesiunea de vineri, dar mi se pare că acesta ar fi parcursul preferat. Suportul ar fi la 0.73 și apoi, dacă prângem linia de trend, o să constatăm că e destul de aproape de acest nivel. Variații mici, de exemplu, dacă luăm umbrele, acestea două, 15 și 17 august, ne duc câteva zeci de pipi și mai jos dar reținem faptul că sub 0,73 avem încă o barieră la 72,95 și ulterior avem un 72,71 nivel suplimentar de suport. În această după-amiază avem în primul rând date din Statele Unite de monitorizat. Noaptea va veni cu informații dinspre Jackson Hall și din Japonia avem date de inflație variate. La nivel național, în zona Tokyo, vorbim despre niveluri de tipul minus 0,3 pentru Tokyo, minus 0,4% la nivel, la nivel național. Și Euroron, ce face leul acum, este doar, doar un balet foarte reținut, în jurul lui 4,45 m-aș fi așteptat ca în această perioadă să stea puțin mai bine, dar la urma urmei, când bursele din afară scad așa cum o fac, poate că nu e chiar cea mai slabă performanță. Suntem însă într-un echilibru atât de fragil încât cred că percepția poate să fie pe termen scurt ascendentă, chiar spre 4.45.80 pe parcursul sesiunii de astăzi și poate în zilele următoare dincolo, dincolo de 4.46. Suportul apropiat și uh, uh, posibil de atins 4.45. Mai jos și mai dificil 4.44.70 și uh, 4.44.20, apoi 4.44. Uh, perioada de vară se apropie de final și cu aceasta și, uh, și liniștea din uh, piețele bursiere și posibil și pentru leu să fie o perioadă puțin, puțin mai volatilă. Bun, pentru moment am discutat ceea ce vreau să, să, vă spun. Dacă mai apar evenimente majore, o să comentăm pe Tradebit. De asemenea, dacă există sugestii, observații, adresa noastră de e-mail este claude.cazacolondxtb.ro, adresa mea, la care Puteți apela cu încredere. Toate cele bune, o zi frumoasă și profitabilă. Pe curând. La revedere!